În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Din viețile Sfinților și tine, luna ianuarie, ziua întâi, prima zi din an. Viața Sfântului Arhiepiscop Vasile cel Mare, episcopul Cezarei Capadociei, iar partea a treia. Iar după vedenia aceea a mers în biserică și apropiindu-se de Sfântul Altar, a început a grăi și a scrie pe hârtie în limba răcească astfel: să se umple gura mea de laudă, ca să lauzi slava ta, Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce ne-ai zidit pe noi și ne-a adus în viața aceasta. Apoi rostind și celelalte cuvinte ale Sfintei Liturghii, iar după sfârșitul rugăciunilor a ridicat pâinea, rugându-se cu deadinsul și zicând: ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul tău și de la scaunul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești pe noi, cel ce șezi sus împreună cu Tatăl și aici cu noi nevăzut petrece vărnicește-ne cu puternică mâna ta, ca să ni se facă păcatul tău trup și cinstitul tău sânge și nouă tuturor popoarelor. Arhiereul, săvârșindu-le pe acestea, Eubul, ca cu cei mai înainte clerici, au văzut o lumină cerească luminând altarul și pe arhiereu și niște bărbați preluminați în veșminte albe, înconjurând pe acel mare arhiereu. Văzând aceasta, s-au spăimântat foarte și au vărsat lacrimi, lăudând pe Dumnezeu. În vremea aceea, marele Vasile, chemând un argintar, i-a poruncit cardinalul curat să facă o pasăre în chipul porumbelului ce i s-a arătat deasupra Iordanului spre păzirea Dumnezeieșilor taine și l-a așezat deasupra Sfintei Mese. Altădată, săvârșind Sfântul Dumnezeiasca slujbă, un evreu, prefăcându-se creștin, voind să-i scodească despre Sfintele Taine, s-a lipit de cei credincioși și a intrat în biserică. Acolo a văzut pe Sfântul Vasile, că avea în mâinile sale un prunc pe care îl sfârma, și împărtășindu-se credincioșii din mâinile Sfântului, a venit și evreul și a dat arhiereul ca și celorlalți creștini o parte din Sfintele Daruri, pe care, luându-le evreul în mâini, a văzut că era cu adevărat carne. După aceasta, apropiindu-se de pahar, a văzut că era sânge cu adevărat în el. Deci a păstrat rămășițele Sfintei Bărtășani și, mergând acasă, le-a arătat femeii sale și a spus despre tot ce a văzut cu ochii săi. Apoi, crezând cu adevărată că înfricoșată și pe înaltă este taina creștinească, a doua zi a mers la fericitul Vasile rugându-l să-i dea Sfântul Botez. Iar Vasile, dând mulțumire lui Dumnezeu, nu a întârziat, a botezat pe evreu împreună cu toată casa sa. Altădată, mergând undeva Sfântul, o femeie săracă, fiind nedreptățită de parcul cetății, a căzut în cale la picioarele fericitului, rugându-l ca să scrie pentru dânsa, despre dânsa la acel boier, ca unul ce avea multe trecere către dânsul. Iar Sfântul, luând o hârtie, a scris către boier astfel: s-a apropiat de mine această săracă femeie care îți aduce scrisoarea mea, nădăjduind că mă iubești și are trecere cuvântul meu la tine. Deci m-a rugat ca să scriu ca să nu superi. De ei se adevăra nădăjduirea ei, arată cu lucru și fă milă cu femeia aceasta. Și așa scriind, a dat hârtia femeii celei sărace, iar ea luându-o, a dus-o și a dat-o boierului, care citind-o, a scris înapoi Sfântului: după scrisoarea ta, Părinte Sfinte, aș fi vrut să fac milă acestei femei sărace, dar nu pot de vreme ce se află sub dajdie. Iar Sfântul iarăși a scris către dânsul: dacă ai voit și n-ai putut, bine, iar dacă ai putut și n-ai voit, atunci te va aduce Dumnezeu în starea celor ce au trebuință, ca atunci când vei fi voit să fii miluit, să nu poți fi. Acest lucru s-a și întâmplat, pentru că nu după multă vreme, supărându-se împăratul pe aceste parc, căci auzea că face multe năpăstuiri, l-a aruncat în închisoare ca să se despăgubească pe cei ce îi năpăsuise, iar eparhul a trimis din închisoare rugăminte la Sfântul Vasile ca să-l miluiască și să înduplece pe împărat prin mijlocirea sa. Iar și Vasile, grăbindu-se, a rugat pe împăratul pentru dânsul și după 6 zile a venit poruncă pentru eliberarea boierului de la scrisoare. Iar eparhul, văzând milostivirea Sfântului către dânsul, a legat la el spre a-i mulțumi, iar femeii săraci i-a dat îndoit din averile sale. Altădată era foamete atâta de mare în eparhia Sfântului, încât mulți oameni au murit din lipsa de hrană, iar Sfântul, văzând pe boieri
că țin grâul în hambare și nu-l dau săracilor. Se mâhnea de învârtoșarea inimii acestora căci o altă neomenie mai mare decât aceasta nu este ca într-o vreme ca aceea cei bogați să nu vrească a vinde grâul, ci să aștepte ca vânzându-l mai scump să adune mai mulți bani. Dar nu știau ticăloșii că cu cât așteaptă mai multă vreme să adune banii mai mulți și să se întoreze pe cei săraci, cu atât își înmulțesc asupra lor mânia lui Dumnezeu. Că și altceva este mai rău decât să păseze grâul și să negoțătorească strâmtorarea săracilor și să iubească scumpătatea, iar creștinii să se lipsească și să moară de foame. Cum să-i numească cineva pe aceștia creștini? Cum să-i numească cineva oameni pe ei care sunt mai sălbatici decât fiarele? Cum să-i numească oameni că fiarele iubesc pe cei asemenea lor, iar aceștia nu se milostivesc spre cei de o seminție cu dânsii? Unii ca aceștia erau în vremea aceea boierii Cezarei. Însă Sfântul îi învăța în fiecare zi despre milosenie, îi sfătuia, îi ruga, le scria, le aducea aminte de iubirea de străinia lui Avram, de pătimirea de primirea de străinia lui Lot, de istoria lui Iosif cel prea frumos, cum a hrănit pe egipteni și mai ales de cuvintele acestea, supra voi hambarele mele și mai mari le voi zidi. Acestea făcându-le și zicându-le Sfântul, de-abia i-a înduplecat să-și deschidă hambarele. Atunci urmând lui Hristos, care a spălat picioarele ucenicilor, sluja singur la împărțirea grâului. Singur fierbea semințele, singur le împărțea săracilor hrana. Și așa făcând multe zile s-a potolit primejdia foametei. În acea vreme, împăratul Iulian, care între 361-363, prea necuratul și păgânul, vrând să ducă război asupra perșilor, a venit în părțile Cezarei Capadociei. Iar Sfântul Vasile, cunoscându-l de la Atena, căci învățase acolo împreună cu dânsul, a luat poporul său și l-a întâmpinat cinstindu-l ca pe un împărat. Iar fiindcă nu avea alt dar ca să-i ducă, i-a adus 3 pâini de orz dintre acelea care mânca Sfântul, căci așa ceruse împăratul să-i ducă dintre acelea din care mănâncă el. Deci, primind împăratul darul, a zis slujitorilor să-l răsplătească și să-i dea iarbă din livadă. Iar Sfântul, văzându-l necinse ca aceasta, a zis împăratului, noi, împărate, ți-am adus dintre acelea care mâncăm, precum ai cerut, iar împărăția ta, precum se vede, ne-a răsplătit darul, dându-ne din acelea pe care le mănânci tu însuți. Auzind acestea, împăratul s-a mâniat foarte și a zis Sfântului, acum primește darul acesta și când mă voi întoarce din Persia biruitor, voi arde cetatea ta din tot și pe nebunul popor cel amăgit de tine îl voi robi, căci ne cinstește pe zeii cărora mă închin eu și atunci vei lua și tu cuvincioasa respectivă. Astfel, înfricoșindu-l pe gândul împărat, s-a dus în Persia. Iar Sfântul, întorcându-se în cetate și chemând toată mulțimea poporului, mai înainte le-a spus îngrozirile împăratului, iar după aceea i-a sfătuit zicând, să nu vă mâhniți, frații mei creștini, cu banii voștri, ci numai de viața voastră vă îngrijiți. Duceți-vă și aduceți banii voștri, să adunăm într-un loc și când vom auzi că se întoarce împăratul, se pune în grămezi în calea lui, ca văzându-i, ca un iubitor de bani ce iese, se va îmblânzi și nu va face asupra noastră pe cum vorbește. Și ducându-se creștinii au făcut pe cum le-a poruncit Sfântul, au adus avuține numărate, aur, argint și piatre scumpe. Iar Sfântul, primindu-le, le-a pus în casa de vase, scriind deasupra numele fiecăruia ca să se păstreze până când vor auzi despre întoarcerea împăratului. Și când a înțeles Sfântul că se întoarce împăratul, a adunat mulțimea creștinilor împreună cu femei și cu copii și le-a poruncit să postească 3 zile. Apoi i-a suit în muntele Cezarei, care se numește Dindim, adică Geamăn, care are 2 vârfuri, în care era și o biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Deci, rugându-se creștinii în biserica aceea, cu inima zdrobită, milostivindu-se Dumnezeu și Preasfintei Maicii Lui, milostivul Dumnezeu și Preasfintei Maicii Lui, ca să risipească sfatul păgânului împărat,
Sfântul a văzut, stând împreună cu poporul la rugăciune, mulțime de oase cerească în jurul muntelui și în mijlocul lor a văzut o femeie șezând pe un scaun cu multă slavă și a zis către îngerii care stăteau în jur: chemați la mine pe Mercurie ca să se ducă să ucidă pe Iulian, vrăjmașul fiului meu. Deci s-a arătat Sfântului Vasile, mucenicul Mercurie, îmbrăcat cu armele lui și luând voie de la femeia aceea, care era preasfântă născătoare de Dumnezeu, s-a dus de grabă. Deci, după ce Sfântul a văzut această vedenie, a luat îndată pe unii din clerici s-a pogorât în cetate. Și era acolo biserica Sfântului Mercurie, în care se aflau moașele lui, cinstindu-se de creștini. Pe Sfântul Mercurie a murit acolo în Cezarea mai înainte de 100 de ani, în vremea împărăției lui Deciu, 249-251 și Valerian, 253-259. Și din ce știu eu, nu știu dacă scrie în Viețile Sfinților, sabia cu care, în biserica Sfântului Mercurie, Sfântul Mercurie era pictat cu o sabie. Și în acel moment s-a văzut sabia plină de sânge. Deci în biserica aceasta a intrat Sfântul, s-a rugat înaintea icoanei preasfinte născătoare de Dumnezeu, lângă care era și chipul Sfântului Mare Mucenic Mercurie cu sulița ca de ostaș. Iar Vasile se ruga ca acel păgân împărat, pierzător creștinilor, să nu se întoarcă viu de la război. Și a văzut chipul Sfântului Mercurie, cel de lângă preapoata născătoare de Dumnezeu, schimbându-se și s-a făcut nevăzută acea închipuire a Sfântului câteva vreme. Iar după puțin s-a arătat cu sulița însângerată, pentru că în vremea aceea Iulian a fost însulițat la război de Sfântul Mucenic Mercurie, cel trimis de preapoata Fecioară Născătoare de Dumnezeu, spre pierzarea vrășmașului lui Dumnezeu. Atunci a cunoscut Sfântul că acea vedenie a fost adevărată și îndată s-a suit în munte și a zis creștinilor: bucurați-vă și vă veseliți, fraților, astăzi, că s-a auzit rugăciunea noastră la împăratul și a luat cuvincioasă pedeapsă. Pentru aceasta, mulțumim lui Dumnezeu să mergem în cetate ca să-și ia fiecare din banii săi. Creștinii, auzind acestea, cu un cuget au strigat toți: dacă am voit să dăm împăratului celui păgân, oare acum să nu-i dorim împăratului cerului și a pământului, celui ce ne-a dăruit viața noastră? Iar Sfântul, lăudându-le sugrința lor, a poruncit să ia fiecare de parte din cele ce a dat, iar cealaltă parte din avuție să o zidească o casă de săraci și de străini, spital, casă de bătrâni și de sărmani. Sfântul Vasile avea și acest dar. Pe când slujea și înălța Sfintele Daruri, cunoștea că vine darul Sfântului Duh printr-un semn ca acesta. Porumbelul acela de aur, care era deasupra dumnezeieștii mese, cea cu Sfintele Daruri, mișcându-se de dumnezească putere de trei ori, se clătina. Odată slujind fericitul și înălțând Sfintele, nu s-a făcut obișnuitul semn al porumbelului, care prin cea din de trei ori mișcare însemna pogorârea Duhului Sfânt. Drept aceea, gândind Vasile ce este aceasta, a văzut un diacon din cei ce țineau lipidele, făcând semn spre o femeie ce stătea înaintea altarului. Deci a poruncit să se depărteze diaconul acela de la Sfânta Masă. Și 7 zile i-a dat canon să nu postească și să se roage, și fără somn toată noaptea la rugăciune să petreacă, iar din vedeniile lui, din averile lui să dea la săraci. Deci, dintre acea vreme, Sfântul Vasile a poruncit să fie în biserică înaintea altarului perdele și îngrădire pentru femei, ca să nu îndrăznească vreuna a privi în altar în vremea Dumnezeu și slujbe. Iar aceea care ar îndrăzni să fie izgonită din biserică și de Sfânta Împărtășanie să se despartă. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă!